Am ajuns la lecția numărul 32, intitulată Sfat bun, comoara adevărată. Citire. Cu mătră mandă, știi că m-ai băgat în boală astă noapte? Ei, cum a stat Dino? Toată noaptea lumină la voi. Credeam, Doamne ferește, că vi s-a întâmplat ceva. Ce, tu mă pândești pe mine toată noaptea? Nu că te pândesc, dar știi ca omul. Dormi, te mai trezești, noaptea e an de mare. Mă uit pe fereastră să văd cum e vremea, la tine lumină. Ce-o fi, zic eu la Amanda? Și mă culc chiar. Pe la cântări, Sandu se duse afară la vite. Când se întoarse, îmi zise, ce-o fi, la Amanda lumină. Tot lumină, mare ți-e minunea. Slavă Domnului, n-a fost nimica. Pe cât vezi, soro, nopțile sunt ani de mari. De, mai lucrăm câte ceva, o îmbrăcare, o încălțare, nu trebuie? Ziua mică, în casă treburi. N-ai spor la lucru ca noaptea. Am tot lâna pe apucate. Până păzești o oală, îmbraci nițel fusul și în fiecare zi, câte puțin, cu vremea s-adună mult. Privește, ciorapii din picioare i-am isprăvit astă noapte. Prea mult îți bați capul și te trudești din calea afară. Vai, dar cine nu-și bate capul? Și domnitorii și împărații tot nu trăiesc fără griji. Și mai la urmă ce să fac? Așa sunt eu. Când e vreo sărbătoare, nebunesc de urât. Vezi, când ai de lucru, îți vine în minte glume, pățanii, istorii și se noadă una cu alta, de nici nu știi când mai trece vremea. Tu n-ai nimic de lucru? De ce nu dai seara pe la noi? Ce atâta somn? Dacă o muri, ne-om sătura de odihnă. Mai vine Moș Gheucă, spune la ghidușii de te prăpădești de râs. Vezi-l, așa de bătrân, s-a deprins, a împletit coșuri, îi umblă mâinile ca mașina. Apoi să știi că diseară vin și eu. Să ne vedem sănătoase. La sfârșitul iernii, Dina s-a ales cu toată cânepa lucrată. Sandu al ei nu mai căsca noaptea de urât, pândind lumina de la casele vecinei, învățase a împleti și el coșuri. Și acum, spuneți copii, sfatul bun nu e comoara adevărată?